Salut lumea frumoasă din orașul Cimișlia, copii și maturi. Chiar dacă suntem în niște condiții de pandemie așa mai restrânse, din luna martie astăzi este pentru prima dată când ne-am adunat aici un pic mai mulți. Nu întrecem numărul de 50 de persoane, suntem mai puțini. Toată lumea este cu mască, toată lumea și-a măsurat temperatura și la noi totul este bine. Vreau să vă spun că astăzi are loc un concurs al teatrelor, un concurs la care participă 3 colective de teatru. Dar să știți că concursul acesta a fost organizat de Asociația de Băștinași, care face lucruri frumoase pentru orașul Cimișlia. Este Băștinașii de Pretutindeni. Să aplaudăm pentru ei! Și invit aici pe Anastasia Rusu, pe Sidor Vasile și Pânzari Cristina, pentru că ei au inițiat acest proiect. De asemenea, acest proiect este finanțat de ambasada SUA în Republica Moldova. Să aplaudăm pentru ei și să le mulțumim! Vreau să vă spun că astăzi la concurs participă 3 echipe. Poftim Anastasia, Cristina și Vasile, veniți vă rog încoace să ne spuneți câteva cuvinte despre proiect, cum a fost inițiat și cine participă. Salutare la toată lumea! Îmi pare foarte bine că am avut așa o oportunitate datorită Ambasadei Americii și cu implicarea multor oameni frumoși, îndeosebi doamna Ana, vă mulțumim pentru suport. A fost posibil organizarea acestui concurs. Ne propunem să evidențiem tinerile talente pentru a le promova și pentru a le susține și sperăm că astăzi este prima ediție, iar pe viitor, cu suportul autorităților locale, cu implicarea noastră a tuturor, să organizăm un festival frumos mai departe. Doresc succes tuturor participanților și, ca de obicei, acum în perioada aceasta, vă rog să aveți grijă de sănătate și să respectăm condițiile care sunt impuse. Succes, o zi frumoasă în continuare și spor! Și hai să vedem care sunt echipele concurente de astăzi. O echipă care va evolua prima este echipa UŞI, Instituția Publică Liceu Teoretic Ion Mineangă. A doua echipă este echipa Vrăjitorii, Centru de Creație Cimișlia. Și a treia echipă este foarte deosebită că sunt un pic mai mari. Hai să-i vedem. Echipa Clepsidra. Sunt tinerii de pe lângă primăria Cimișlia, echipa Clepsidra. Unde sunteți? Să-i aplaudăm și le mulțumesc că totuși au format o echipă și sunt gata să ne prezinte astăzi ceva original. Să-i aplaudăm încă o dată. Așa. Obiectivul acestui concurs este promovarea culturii americane, precum și ei promovează cultura noastră, pentru că noi toți suntem diversi și atunci când ești divers, atunci poți să respecti drepturile, obligațiile tuturor, pentru că atunci când ne cunoaștem mai bine, atunci suntem mai buni. Să înceapă concursul! În scenă vine echipa UŞI de la Instituția Publică Ion Creangă. Lyman Frank Baum, scriitor american, s-a născut în anul 1856, a decedat în anul 1919. A scris povești amuzante pentru copii. Noi, echipa UŞI, vom povesti povestea Fetița Concurs. Mami pleca să lua oraș. Rugase pe Nora să aibă grijă de Jane. Însă Nora pleca să spalmează să lustruiască argintul. Jane se jucă singură. Apoi a început să brodeze o perniță pentru tatăl său. Se apropie de fereastră, se ghemuie pe pervaz și a început să brodeze. Ușa încetişor se deschise,
și se închise. Jean nu trăsea atenția, dar când ridică ochii în sus... Ce scuze, tu ești îngles? Da, domnule. Asta e bine, chiar foarte bine. M-am chinuit destul de mult să-ți dau de un. Și cum ați intrat aici? Ce drept? Și ce doriți? Aha, văd că ne apucăm de treabă. Să fiu sincer. În primul rând, tata, să m-am ciutat grosoare. Ieșiți imediat afară! Tata meu e cel mai bun om din lume. N-a insultat pe nimeni niciodată. Aha. Încerc. Te rog, lasă-mă să-ți explic. Poate că tatăl tău e bun, tine că ești fata lui. Dar în birou îl țedea. Eu, de pildă, l-am dat să cumpere o pere cu prietea lui Pite Smith. Dar ce crezi că a făcut? M-a dat afară din birou. Acum ce crezi despre asta? Eu cred că bine a făcut. Aha, lasă mă răspund pentru asta pe fata lui. Pentru că el e prea voinic și puternic pentru mine. Și ce ai de gând să faci? O să dau cartea asta. O să scriu numele pe carte. Cum să scrie glăiți? G-L-A-D-O-S. Mulțumesc! Asta! Am pe bine de făcut. E mult mai bine, m-am dezmorțit un pic în carte. Ha, 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 ha. Nu te așteptai la una ca asta? Și de ce te amuzi așa de tare? Păi ești tot alb la scară. Tot ce e posibil, pictorul m-a desenat doar din față. Arăți așa de cum. Mai sunt și alte lucruri în carte. Da, întâi, acum pot fi o maimuță adevărată. Dar maimuțele nu vor. Dar tu de unde? Și ai fost vreodată maimuță? Tare neîndemânatic mai ești. Neîndemânatic? Și de ce nu, dacă tâmpitul de ilustrator ți-ar fi desenat așa de prost picioarele? Dar care e problema? Picioarele din partea stângă sunt mai scurte ca cele din dreapta. Asta nu-i nimic. Mie mi-a desenat urechi mari ca la elefant. Și mie nu mi-a desenat spate. Pe cine ai să taci prim? Nu pot ataca pe nimeni, că ilustratorul nu mi-a desenat corect. M-a desenat cu gura închisă, m-a uitat să deseneze ghiare. Bă, da, să zicem că areți bine. Și acum păziți-vă voi de pielea voastră. Are grizzly și colți și ghiare. Da, am și pot să le folosesc. Dacă citiți în carte, o să vedeți că sunt descris înfricoșător. Dar are scop în viață să mănânc petițe cu pantofiuri și cu fundițe. Ce groaznic, mănânci animale? Autorul nu pomenește altceva decât să mănânc petițe. Foarte bine, pot să încep când vrei, că arăți de spatele meu. Și de picioarele mele. Și de urechile mele. Dar și voi meritați să fiți mâncați, ca să râzi de mine. Așa. Și cu băbatul celea care mi-a dat cartea asta, drept răsunare, că tata nu a cumpărat copiile cu lecția ale din Smith. Și în rezultat va afla că fetița lui Căguță a fost mâncată cu rachițe, pantofeni și fundițe. Așa arăt eu în carte! Dar acum o să vedeți cum mănânc eu fetițe! Stai puțin, nu trebuie să mă mănânci. Nu ar fi corect. Și de ce, mă rog? Pentru că ești al meu. Nu știu de unde, mă rog, ai mai scos-o și pe asta. Păi, cartea mea a fost dat mie și pe primă pagină numele meu scris, dar tu faci parte din cartea mea. Știe cineva să citească? Eu știu. Jean Claudius Brown. Atunci vezi dacă e adevărat. Ei, în acest caz, sigur că nu te mai pot mânca. Autorul m-a dezamăgit. Dar asta nu-i nimic. Mie nu mi-a desenat picioare. Păi... Te aude suneria. E mare, în sfârșit s-a întors.
să ne învețe să gândim iute și limpede în toate situațiile, că dacă Jane Gladys nu și-ar fi amintit că ursul Grizzly era proprietatea ei, probabil că ursul o mânca înainte ca să sune sunteria. Am nevoie de directorul editurii. Vorbești cu el, de ce ai nevoie? Prietena mea a scris o novelă și vrea să fie publicată. Arată-mi ce are. Prietena mea a lucrat foarte mult la ea. O iau, dar cu mici schimbări. Acum, pe vremea războiului, lumea nu vrea morală. Lumea vrea să râdă. E perfect, dar cu cât? Pentru început cu 20, dar personajul principal este femeie și el la sfârșit ori va trebui să moară sau să se căsătorească. Bine, ne vom mai vedea. O zi bună. O zi bună. Și ți-au acceptat cartea? Da, uitați-vă. Felicitări! Wow, mersi mult! Joe, sper că nu ai uitat că în această seară avem bal. Sigur că nu, dar mi se pare că rochia mea un pic e arsă. Cum adică? Îți voi arăta, dar nu îți face griji. Bine, atunci hai să începem pregătirile. Ai mai rămas 4 ore până la bal. Intră-i mătușa lor. Ce fac fetele mele? Uite, se pregătim să plece la un bal. Așa, e deja timpul să vă căsătoriți. Păi unde e scris că trebuie să ne căsătorim? Voi sunteți domnișoare foarte frumoase, dar dacă vreți o viață luxoasă, trebuie să aveți bărbați bogați. Păi tu nu ești căsătorită. Pentru că așa mi-a fost norocul, dar nu e garantat că va fi așa la voi. Ei bine, nu e pentru asta de ce am venit la voi. Pregătesc o călătorie în Franța și aș vrea ca una din voi să mă însoțească. Ei bine, mătușă, dar asta o discutam mai târziu. Acum trebuie să ne pregătim de bal. Joe o conduse pe mătușa sa afară. Joe, rochia ta! Uf, Columbus, nu e timp pentru asta, merg! Distrați-vă, dar nu stați până târziu. Meg și Joe merg pe drum și Meg face inspecția. Joe, să nu spui Columbus, nu ții mâinile la spate, nu arăți cu degetul și să nu dansezi. E bine, am înțeles. Aici. De ce nu dansezi? Aș putea să-ți spun aceeași întrebare și ție. Uf, cer iertare. Joe, mergi. Eu, domn Lorenz. Dar poți să-mi spui doar lor. Vine, merg. Joe! Mi-a scârțit glezna. Cum adică? Trebuie să plecăm acasă. O să vă conduc eu. Da. Nu, nu trebuie să părăsești atât de repede balul. Nu, insist. Acasă. Mama. Ce s-a întâmplat? S-a scrântit glezna. Toți se adună în jur. Am primit o scrisoare de la tatăl vostru. Ce spune? El a fost rănit. Dar a spus să vă sărut pe fiecare și trebuie să plec în Washington. Vin cu tine! Nu, trebuie să pregătesc de Crăciun, pentru că toate minunile se prind. Minunile se primesc. A doua zi împodobeau bravo. Sper că într-o zi a să devină scriitoare faimoasă. Dar eu vreau atât de mult să cânt la pian. Dar eu aș vrea să devin o actriță, dar după să mă căsătoresc cu un bărbat bogat. Dar eu îmi doresc să pictez în Franța. Doamna Mark, nu vă faceți griji. Soțul dumneavoastră îmi oferă serviciile ca soțul dumneavoastră să ajungă siguranță acasă. Mulțumesc mult. Spune bunelul lui. Felicitări. Avem noroc că avem așa bunicii. A doua zi, Lori o invită pe Joe la teatru. Joe, pot să vin și eu la teatru? Lori doar pe mine m-a invitat. Lasă, Emmy, data viitoare. Te rog frumos. Nu! Emmy, fii fată matură. Nu plânge. Bine, fetele ies.
Trebuie să mă răzbun eu. Dar ai voie să vezi la video? Deja nu. Emi și Meg și Joe cântă. Joe, a fost o piesă foarte frumoasă. Da, stai să-mi scriu ideile. Mi-a văzut cineva novela? Nu. Emi? Nu știu. Emi, spune. Am vrut-o. Nu, nu îți vei arta asta niciodată. A doua zi. Gio, îmi pare foarte rău. Nu, nu îmi pasă. Eu plec la bal cu Lori. Gio pleacă. Meg, ce pot să fac? Uite, ajunge și spune vorba blândă. Sunt sigur că te verta. Bine, așa voi face. Ea pleacă și cade în gheață. Joe și Lori o aduc acasă. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce a pățit? A căzut în gheață. Uf, tocmai de Crăciun. Joe. Nu vă faceți griji. Gio, îmi pare rău. Și mie îmi pare rău. Dar unde e Lori? Chiar aici. Și am o surpriză pentru voi. Intră, tata, Lori, intră. Mama, cu mama. Micile mele fetițe, ați crescut, v-ați transformat în mici domnișoare. Primesc Alexandra în rolul lui Emi. Sârbu Denis în rolul tati. Cavadze Valeria în rolul mamei. Prodan Evelina, Jo. Per Cornelia, Beth și narator. Meg, Arama Sofia. Cojocar Iunia, mătușa cea bogată. Psecare Stinian, director al tipografiei. Jelihovski Grigori, Lori. Dar au creier. Eu n-am. Unde plecați? Mergem spre țara de Smarald, la vrăjitorul din Oz, pentru a mă ajuta pe mine și pe cățelușul meu să ne întoarcem acasă. Luați-mă, vă rog, cu voi. Vrăjitorul din Oz s-ar putea să-mi dăruiască creier. Sigur, haide!
am pornit la drum spre țara Oz. Am pornit la drum spre țara Oz. Eu Dorothy! Eu Sperătoarea! Iar eu cățelul Toto! Se aude un ticăit! Uitați-vă! Pare a fi un boț de fier! Iar e de fier? Salutare drumeților! Cine sunteți și unde plecați? Eu sunt Dorothy! Eu sunt Sperătoarea, iar eu sunt Toto. Venim de foarte departe și mergem spre țara de smarald la vrăjitorul din Oz pentru a mă ajuta pe mine să mă întorc în Lawrence acasă. Eu sunt omul de tinichea, luați-mă și pe mine. Credeți că vrăjitorul Oz o să-mi poată dărui o inimă? Orice au trecut pe aici, iar nimeni nu m-a putut ajuta. Sigur, haide! Am pornit la drum spre țara Oz. Am pornit la drum spre țara Oz. Eu Dorothy! Eu Sperătoarea! Eu omul de tinichea! Iar eu cățelul Toto! Se aude un plâns! Scuzați-vă! Pare a fi un leu! Dar lei sunt mari și puternici, dar acesta plânge! De ce plânge? Nu vă temeți de mine! Sunt un lan și mi-e frică de orice! Când rag, inima îmi bate foarte tare! Sunt cel mai laș leu de pe pământ! Măcar ai o inimă! Măcar ai un creier! Măcar aveți curaj! Noi mergem spre țara de smarald, la vrăjitorul din Oz, pentru a mă ajuta pe mine și pe Toto să ne întoarcem acasă, în Lawrence! Da, și pe mine! Eu merg să-mi iau un creier! Eu merg să-mi iau o inimă. Eu nu cred că vrăjitorul din Oz mă va ajuta și pe mine. Acest vrăjitor este foarte puternic, cu siguranță te va ajuta. Bine, vin cu voi. Am pornit la drum spre țara Oz. Am pornit la drum spre țara Oz. Eu Dorothy. Eu Sperătoarea. Eu omul de tinichea. Eu leul. Iar eu cățelul Toto. Straja, unde plecați? Venim de foarte departe, vrem să vedem pe vrăjitor. Și nu vrem să pierdem timpul în zadar. Tu doi, ce doiești de la el? Vreau să mă întorc acasă cu cățelușul meu, Toto. Dar tu, Sperătoarea! Eu vreau să-mi iau un creier. Tu, leule, eu vreau să-mi iau curaj. Tu, oameni de tinichea, eu vreau să-mi iau o inimă. Atunci, intrați. Ce frumos! Totul e verde! Uitați ce castel! Micuță Dorothy, mă bucur să te văd! Adă-mă tu la vrăjitoare și nu te voi lăsa să aștepți! Of, nu vreau să dau din nou ochii cu ea! Dar cine este ea? Veți vedea imediat! Haideți! Ne întâlnim din nou, șobolanule mic, descalță pantofii cu rubine. Să știți că nimeni nu va pleca de aici. Nu e frică de tine, pleacă, pleacă, pleacă! Poftim, Dorothy! Ura! Ura! Să mergem la vrăjitor! Am pornit la drum spre țara Oz. Am pornit la drum spre țara Oz. Eu Sperătoarea! Eu omul de tinichea! Eu leul! Și eu cățelul Toto! Vai, dar acesta este profesorul meu, profesorul Marvel! Într-adevăr, micuță Dorothy, sunt profesorul tău. Eu ție, Dorothy, îți promit că o să te duc acasă. Ia ție, Toto, un os. Mulțumesc! Ia ție, leule, o medalie de curaj. În sfârșit am curaj! Ia ție, omul de tinichea, un ceas în formă de inimă. În sfârșit am și o inimă. Ia ție, Sperătoarea, o diplomă de creier. Cred că am creier! Dorothy, ești minunată! Mi-a ajutat pe toți de pe tărâmul Oz! Acești papuci îți apărăți!
voi. Маска, Рандович. Трамп.
Să-i mai aplaudăm o dată. Așa, bravo. Luăm loc în sală. Și până juriul face totalurile pentru aceste trei echipe, peste un moment, două, invit în scenă patru fete care cântă foarte frumos și eu am numit acest grup Vise, pentru că așa se începe numele lor. Valeria, Iunia, Sofia și Evelina. Și să le așteptăm în scenă. Ansamblul Vise le întâmpinăm cu aplauze. Dați-ne aplauze tuturor celor care au fost aici în scenă. Vreau să vă spun că sunteți minunați voi, în primul rând, pentru că în ziua de weekend mai știu, îți mai repartizez minuțelele pentru familie, pentru vecini, pentru colegi, prieteni, dar voi ați venit pentru că sunteți copii cu minți și educați, cum spunea doamna Rama mai devreme, și vă mulțumesc enorm că ați venit aici. Și, nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc organizatorilor care ne-au scos din case astăzi. Am fost dornici de așa ceva, de așa peisaj frumos. Mai ales vreau să aduc mulțumiri Asociației Obștești și Mișlenii de Pretutindeni, celor care au contribuit financiar, material, și, de asemenea, copiilor care au fost azi în scenă. Despre ei poți să vorbești la infinit. Mai ales despre Dorothy, despre cățelușul, despre vrăjitoarea. E așa ori nu e așa?
ia să aplaudă. Sunt toți minunați, dar știți, pe lângă minunății mai este și un pic de talent, un pic de curaj, cum zicea Leul, și un pic de dragoste față de teatru. Și vreau să spun și eu că noi, părinții, suntem responsabili anume de faptul că școala își are un rol important, dar pe lângă școală este și activitatea extrașcolară. Fie teatru, fie dans, fie muzică, pentru că asta dezvoltă în copii dragostea față de frumos. Dar până la urmă știți că frumosul va salva omenirea. Felicitări pentru locul întâi care merge la Centrul de Creație al Copiilor și Adolescenților Cineșlia. Cred că sunteți de acord. Veniți aici. Veniți aici, copii. Vrăjitori. Voi sunteți vrăjitori de frumos. Vrăjiți frumos în lumea aceasta. Și vreau să vă spun aici că organizatorii v-au pregătit un voucher cadou în valoare de 2500 de lei ca să mergeți la Centrul de Prestări Servicii CIMPRIM, dulcișor probabil, da. Voi sunteți mai dulci decât dulcișorii din cutiile de la dulcișor. Cine este eroul? Dorothy, eu îți las ție această diplomă. Și mulțumiri conducătoarei. Cine este conducătoarea? Doamna Ana Ramă. Ați înțeles, da? Locul 2 pentru mai măricei. Am înțeles că această echipă s-a format pe lângă primăria Cimișlia, probabil pe lângă Casa de Cultură, Clepsidra. Trece timpul prin ei, da, sunt mai mărișori, da, s-au văzut acolo și emoții. Mi-a plăcut enorm Sofia Ram, ați văzut-o cât de frumos a fost și vestimentația. Știți că în teatru, în primul rând, joacă și contează, da, ce ai de pus pe omerașe, adică rechizita. Și vreau să vină și ei aici în scenă, Clepsidra, locul 2. De asemenea, un voucher în valoare de 1500 de lei, tot acolo, la dulcișor. Rolul principal, da, mă rog. Eu nu zic locul 3, eu zic că sunt foarte buni și ei, doar că un pic de curaj, spuneam, în teatru contează foarte mult și astăzi au ieșit în scenă și mâine vor ieși în scenă și la anul de asemenea și asta va cultiva, de asta bravo organizatorilor, va cultiva în ei curajul ăsta de scenă, să nu le fie frică. Urșii sunt așa brav de tot, de la Liceul Teoretic Ion Creangă, un voucher în valoare de 1000 de lei, tot la dulcișor. Și ursul mănâncă miere, da? Fiți darnici la aplauze. Cine este conducătorul? Cine este doamna profesor? Doamna Tamara. Doamna Tamara Cădreanu, mulțumim! Și, bineînțeles, organizatorii s-au îngrijit de faptul că și conducătorii artistici, așa eu le zic, mai mult părinți decât conducătorii artistici, părinții numărul 2 de după școală și de după casă, diplomă de merit se decernează pentru participare în cadrul proiectului American Cultural Lab for Cimișlie, implementat de Asociația Obștească Cimișlienii de Pretutindeni, finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Moldova. Tamara Cădreanu! Semnează președintele asociației, doamna Anastasia Rusu. Doamna Tamara, vă mulțumim pentru copiii ăștia frumoși și aduși și aici în scenă, pentru cartea asta cu eroi, cu animăluțele din povește. Marina Cobulianski, conducătoare la echipa Clepsidra, primăria Cimișlia. Și Ana Ramă, ziceam mai devreme, conducătoarea echipei de la Centrul Raional de Creație al Copiilor și Adolescenților. Cimișlia, doamna Ana, vă mulțumim. Știu că este o muncă enormă depusă în spate. Știu că avem
vreau să accentuez, în teatrele profesionale, un rol primordial îl joacă și cei care se află de după culise, care ajută la repizită, la încurajare. Mulțumim, copii, și eu vă mulțumesc și doamna Tatiana, să las un cuvânt să spună pentru atmosfera minunată. Eu mă grăbeam, dar deja nu mă mai grăbesc. Da, într-adevăr, astăzi ne-a simțit cu toții ca într-o lume de basmă, într-o lume minunată de poveste și noi mulțumim participanților, acestor trei echipe minunate care au depus multă muncă, mult efort împreună cu conducătorii săi și cunoaștem foarte bine că teatrul este o muncă de echipă. Unul pentru toți și toți pentru unul. S-a văzut acest lucru și mă bucur și pentru părinții care au găsit timp să vină astăzi aici să-și susțină copiii. Pentru că copiii trebuie încurajați, motivați și atunci ei vor avea aspirații și rezultate frumoase. Vă mulțumim încă o dată pentru această lume minunată, lume de basm, lume de poveste, pentru că, datorită acestor eroi, datorită cărților, noi devenim mai curajoși, mai buni, mai puternici, mai săritori la nevoi și ne dezvoltăm intelectual, la mai mult și la mai mare. Mulțumim organizatorilor! Sănătate! Doamna Tamara, un cuvânt. Să spun sincer, ne-am simțit puțin sfioși, deoarece noi n-am participat niciodată. Pentru prima dată noi am participat, dar spun că am avut curaj și la mai mult și la mai mare și la copii și la organizatori vă mulțumim pentru toate. Mulți ani și sănătate! Și vreau să chem de la echipa Clepsidra, Iunia, vină, te rog, încoace. Pentru că Marina ți-a dat ție așa un rol, să fii tu conducătorul în locul ei. Ce poți să spui despre ziua de astăzi? Pot spun că e o zi foarte frumoasă și mi-a plăcut foarte mult concursul ăsta. Îmi place foarte mult și echipa cu care am lucrat. M-au ajutat foarte mult și le datorez lor foarte multe aplauze. Și cum menționa doamna Iulia, să știți că în spatele la ceea ce am făcut noi au fost și niște copii foarte harnici. Să aplaudăm pentru Mia Cojocaru, care a stat cu mine ieri până târziu. Mia, vin încoace! Până târziu, până la ora 8 și a pictat și am finisat. Și să mai aplaudăm pentru două domnițe fetelor, vinți încoace, Valeria și Patricia. De asemenea, ele sunt pictorițele care m-au ajutat să lucrez la cortină și au stat cu mine când a trebuit. Aplauze pentru toată lumea frumoasă, pentru acești copii minunați. Iată că totul are un început și totul are un sfârșit. Programul nostru s-a terminat. Vă mulțumim tuturor care ați venit astăzi.